Salut, am pus și bine mă la un nou episod. Astăzi s-a întâmplat ceva foarte important. Alături de noi este Gheos, așa, aici să-i dăm drumul. Zici tu ceva, George. Ce să zic, aici pe tine. Uite, mă, în jur pe clip, aici e un clip care trebuia să fim triști, să... Deci, doamna și domnilor, ne schimbăm cu totul fața. Mai mult eu ca George are 5 ani. Și și, și facem o față în care, în afară faptului că Vision uh, și-a pierdut uh, cele două canale de YouTube, nu știu dacă mai are trei canale sau doar două, habar n-am, uh, dar un lucru care e și mai trist și-a pierdut bifa. Și aia se face extrem de greu. Cred, nu știu, n-am experiență în bife. <lipători> Dar, uh, na, sper să-și recupereze canalele, să-și recupereze bifa, asta e important. Sunt curios dacă am mai dispărut din clipuri. Aici, ăsta, am uitat cum îl cheamă, George să-mi zică. Că... Da. Ok. Bă, parcă Parcă am mai dispărut din clipuri, mă, nu? Parcă nu... Parcă nu avea așa de mare, gen două luni. Țin aminte că erau mai multe clipuri, parcă. Bă, sunt eu nebun? Pe bune, i am mai dispărut din clipuri. Ori șterse, ori se puse pe privat. Nu știu acum cum e situația, că s-a întâmplat chestia asta ieri. Acum poate și-o fi recuperat canalele, poate în curs de recuperare, haba nu am. Și de aceea ce o să fac în momentul de față o să fie să mă uit pe Instagramul lui. Hai să vedem dacă a postat ceva pe Instagram. Nu, a, ah, acest cont este privat. Ah, ok. Celălalt cont. Pe celălalt cont n-are niciun story. Nu n-a postat nimic despre chestia asta? Ok. Poate o fi postat, dar s-au dus alea 24 de ore, știi, la story. Sau so I, don't, I do not know. Oh, Lord. Ok, um. nu știu ce n-ai bai ARK Invest, a mai fost o chestie de genul de s-a mai întâmplat în trecut la alți uh, youtuberi uh, și era ceva de genul Cardano. Acum văd că mai nou e ARK Invest, bănuiesc că tot cam același lucru e. Ceva monedă virtuală sau nu știu. Habar nu am de aia o să și caut acum. Sincer, n-am observat asta din prima zi, pentru că și deoarece... Nu știu de ce n-am observat din prima zi. Tocmai ce mi-a apărut la recomandate acum un clip, se pare că... Da, habar n-am care faza cu ăștia cine sunt. Uite, caut Akin și îmi dă o vision, nici nebun. Posibil să mai fi furat și alte canale hecuit. Uite, de exemplu, ăsta pare a fi un canal hecuit. 300 de mii. I don't know. Repet, sper să-și recupereze canale și asta pare a fi furat 38.000. de mii. Cred, nu știu. Zic și eu. Bine, deși aș putea în momentul de față să mă uit gen pe statistici să văd. Uh, da, chiar, hai să ne uităm și la statistici, pentru că eu sunt mare fan statisticilor. Și... Vreau să văd ce și cum pe aici. Mama, 8 milioane 500 de mii? Bun. Așa. Uh, da, merge mai greu PC-ul care e laptop. Deci, na, se înțelege. Ah? <laughs> ok. Importator, securitate. Vă că a pe aici și pagina de pornire. Bun, hai să vedem. Au oh, loc câte reclame, unde mi ad blocat Hai să vedem statisticile. Da, ni se confirmă faptul că au fost șterse s-au puse pe privat o groază de clipuri. Pa, 50 de milioane de vizionări puse pe privat. Bă, eu sper să fie puse pe privat și nu șterse, că dacă sunt șterse e nasol. Chiar nu ne-am uitat, mă, mă de camera asta. Nu ne ne-am uitat și pe canalul secundar, asta e canalul secundar, Rovion. Să vedem ce clipuri mai are. A, aici, aici pare să le aibă pe toate, nu? Da, cred că le are pe toate, I guess. Aproximativ. Aici au pus ceva la comunitate. Nu. A, ah, uite mă, că nici pe, al, pe canalul principal nu i-a fost, sau? Pe bune, chiar de două luni am mai postat pe canalul ăla? opa Ia asta hai, acum aflăm. Ok, ba pe, pe, minus 70 de, 50 de milioane. Ok. A, ah, e pe privat. Fuh. Deci putem să stăm liniștiți. Clipurile sunt puse pe privat, nu sunt șterse. Ceea ce e un lucru bun. Și n-am. Să vedem dacă și recuperează, dacă și l-a recuperat. Și... Na, vedem ce se va întâmpla mai departe. Uh, pff, nu, 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 nu știu ce, dar așa, se vorbește român, ok? A, gata, mă, știu de ce am lag, că am partajarea pe Discord aprinsă. Ok. Ok. Uh, na, să sperăm că și recuperează cât mai curând aceste două canale. Să căutăm în statistice de, de la canalul secundar Mai enervează reclamele. Uite statistice de la canalul secundar. Oh, da i-a fost clip, uh, puse pe privat și pe aici. Wow 14, pa 14. 14 milioane de vizionari puse pe privat. Ok. Deci a fost pus pe privat clipul și de acolo și de acolo. Nu mai face bani. Pe bune. Chiar era da. necesar să spui asta. Da. Ok. No. Acum să vedem ce și cum. Bănuiesc că asta e canalul original al celor de la Archinvest, dar la fel cum a fost și Cardano, nu cei de la Cardano furau conturile și era altcineva gen și punea numele ăla, nu știu, e mai complicată situația și pe mine mă doare creierii. Mă doar, mă dor creierii, mă dor creierii. Ok, îți dacă și canalul ăsta este, da, și ăsta e furat, Alexis Pro. Și asta e canal furat. Elon Musk. <laughs> oh. Cred că s-a pierdut o groază de vizionări. Că are doar patru clipuri. Mm -hmm. Poate a pus mult de pe privat. Nu, el și cel care i-a furat canal. Wow! Wow! Om... Oh, este furat canalul de pe 21. Uh oh, oh. milioane de vizu... vizu uh. 200 de milioane puse pe privat sau șterse. Ha, oh, o oh da Mamă, mă înspăimântă treaba asta. Tu-ți imaginezi dacă lua i-a fost furat canalul de pe 21 a 9. da la alții. Shit. Uh, aparent, da. Abia ce scăpasem și noi de cardanul ăla și vine acum asta. Bă, dar ce... Oh, oh my god! Du-te! Bă, tu ești nebun. a furat canalul unuia de 13 milioane de abonați. Bă! Um. I-a furat canalul unuia de 13 milioane de abonați. Da, așa a rămas decât un videoclip. A, e puțin. Huh? Ai dat cumva bine sau? Da. <laughs> cred că... Cred că l-a furat acum două secunde sau cade faza. Mă... Ma... Sau poate... Nu mă, că e furat. Că dacă nu era furat, avea bifa. De-aia scos bifa. Și ce zice? Canal furat sau nu? a Eu... furat. Eu zic că e. Totuși, 7 miliarde de vizionări la 5 clipuri. 7 bilioane. Persoana care ca nu l-a pus la dispoziție în țară. Aaa. Și, bă, și care e faza? A. Că sunt clipuri indisponibile ca să le văd eu. Dar clipurile încă le mai are pe canal. Dar nu pot să văd că locuiesc în România. Na. De asta, de asta mă voi muta. Bă, da, uite-te și tu câte canale a furat. A, ah, asta e tot Telemundo English. A, ah, e canal secundar al lui. Uite-te și tu, te schilat TV turc. Asta e ceva din Turcia. Ce mă? Se joacă Valorant! Bine juca. Deci treaba, treaba e serioasă, ce atât e, e de rău. pare că m-am milioane sunt asta. Oh. oh. Pat <laughs> 162 de milioane. Ba dar ști ce mă înspăimântă pe, pe mine? Că ăștia nu și-au recuperat canalele după 3 luni. Hm. Pe mine asta mă înspăimântă. Da, hmm. Dar totuși eu cred că RockVision și-a recuperat canalul, pentru că dacă ne uităm bine la poza lui de profil, văd că a revenit poza lui. Cred, nu știu, îmi dau și eu presupusul. Adică când i-a fost furat canalul, i-a schimbat poza într-o asta. Da. Cred că și l-a recuperat. Decât videohlipurile... Sper. În privat. Nu, no, uh, e nasoală treaba. Dacă iar vine o chestie din asta, din nasolică. Ok, nasolică. hai că... Da. Bun, uh, na, nu știu dacă mai am ceva de spus. Au trecut 15 minute. Ok. Uh, și na, cam atât cu acest... Uh, Mirobolant episod. Sperăm să se rezolve totul cât mai curând. Sau poate s-a rezolvat deja, nu știu. Și noi ne vom vedea data viitoare. Ceau!